M-am născut în Timișoara pe când era reședință de județ în Republica Socialistă România. Respiră tot mai tânăr în sunet și culoare. Acum e tot reședință de județ, dar țara se numește doar România și are statut de economie de piață funcțională, care va să zică e capitalistă. Unii spun că ne vom integra în Uniunea Europeană în 2007 și tocmai de aia mi-am propus să văd cu ochii mei ce se întâmplă prin județul nostru, care se află chiar la graniță cu Uniunea. Voi face naveta în sens invers, de la oraș la sat, ca să-mi dau seama cine suntem și ce vrem în anii ăștia de tranziție, noi românii și minoritățile conlocuitoare. Mă voi deplasa cu trenul, pentru că eu sunt navetistul și astea sunt povestirile mele. E bec cu filmul. Dar ce e acolo filmat? Sunt navetist. Dumnezeu să mă ajute. Pentru mine ziua începe direct pe peronul Gării de Nord, de unde plănuiesc să plec către Dudeștii Noi. Pentru alții ziua a început mai demult, odată cu inaugurarea circului electoral. Suntem într-un an din ăsta electoral, iar peronul Gării e locul potrivit pentru strângătorii de semnături de adeziune. Eu în jur de 1000 în toată perioada asta. Doamna asta e a lui Lia Roberts, care vrea președinte și trebuie 300.000, nu lei, nu dolari, ci pur și simplu semnături. Spre deosebire de candidata cu cetățenie americană, voluntara care o reprezintă are șansă și prinde încă 2 adeziuni. Dacă nu e grăbit, românul semnează orice. Dați-mi un autograf. Dacă tot zi. Numele? Milovan. Milovan. Da? Dalibor. Dalibor, ce nume este? Sărbăz. Da, cod numeric. Basarab. Lia Roberts are 3 lanțe de pământ în centrul Las Vegasului, dar nu prinde semnătura unui călător cu principii solide. Cred că nici alții nu vor avea șanse cu asta. M-am săturat de mafii. Este una din zilele acelea când trenul pleacă de altundeva decât de la peronul anunțat și afișat. Este și cazul meu și încă vreo 100 de inși pe ruta Nerău. Eu am să mă dau jos la prima. Stația se numește Dudeștii Noi, dar nu plecăm până când 2 doamne nu rezolvă igiena CFR-ului, transport călători. De ce nu filmați când sunt mai multe? În 4 minute vagonul a fost făcut lună și bec și trenul pleacă. Singurul băiat din vagon este născut și crescut la Dudeștii Noi. Este șomer la 19 ani. Încă nu știe ce l-așteaptă, dar mult mai important, face parte din lotul echipei de fotbal FC Dudeștii Noi. Ghiță Pășcălău este portarul titular și a apărat buturile dudeștene 13 meciuri. A luat goluri cu lopata la grămadă, dar echipa a scăpat de retrogradare în promoție. În 2 săptămâni începe un nou campionat. Păi o să avem la cupă, la Beșchere. Noi merem să ne prezentăm. Ne formăm până când începe campionatul. Mai vedem. Nu avem niciun obiectiv, salvare-te la subradar. Zenga de Dudeștii Noi face o ofertă destul de bună. Îl țin după mine și el promite să fie util cauzei mele, să-mi dea informații, să mă introducă la cetățeni, etc. și etc. Mă duce direct la niște macedoni, pentru că sunt reprezentativi. În principiu, Dudeștii este, sau mă rog, a fost, sat de macedoni și de nemți, zice el. Noi îl sprijinim pe becarea al nostru, cu toții,
de la mic la mare și ne bucurăm mult că avem mai un... câte o stea din asta mai deosebită care face exact, și popularitate. Hagi și toți ceilalți machedoni pe care știm, Caramitru, etc. Și ne bucurăm că a apărut un videoclip cu macedonesc la un post de televiziune național. Hai că vine o român acum. Și românul Caragiale, tot macedonean este. Satul nou plin de macedoni, filmați, da, sunt două saturi, sate diferite. Deci satul vechi este un sat vechi și prăpădit și satul nou înflorește. Când au venit din Grecia, au venit coloniști în Bulgaria, și, adică statul român a colonizat acolo și după aceea au luat și au plecat când s-a cedat cele două, Cadiratul și Caliaca, când au fost la Bulgari, au trecut toți la Constanța. De acolo au venit o parte aici și o parte din ei totuși s-au reîntors. Păi deja încep, ne-am împerechea cu o serie de români și românce și invers și din cauza am rămas aici. Am devenit localnici. Ca să completez harta etnică a dudeștilor, noi apelez la șeful țiganilor pe zonă, bine documentat, pentru că este intelectual și a lucrat la Comptim. Mă bazez chiar pe ce zice el. După plecarea etniei germane, au venit tot felul de, adică nu tot felul de greșit spus, din toate regiunile țării, oameni care au găsit case libere, locuri de muncă și s-au stabilit aici. Moldoveni, în primul rând, ceva slovaci și ucraineni. Din Baștina a rămas așa mai de la război încoace macedonii care au trăit cu noi partea lungă și ardelenii. Noi putem spune că suntem mai băștinași. Uitați viitorul țării. Rotofei, durdulii. Spune de pensie cât ai. Băi! Tu spune că te dăm morotii afară din casă, ăștia-s veniți din ăștia, de la Moldova. Eu adus pluta, s-or cuibărit pe aici, pe unde au apucat. Îi ține primăria în spate, nu numai că îi tolerează, îi și protejează. Viitorul primar! Întrebați-l pe băiatul ăsta, cam ce știe despre Dudești? Despre Dudești? Ce mai mulți handicapați vezi în Dudești? Întreabă-l! Toți de la șebel! Început de la patru. Întreabă-l! Primul frunte, domnul Chirositu! Ăsta e patronul șebelului! Nu vedeți, ăștia-s urmașii nemților. Epigonii. Întreținerea și civilizația întruchipată. Zâmbește! Zâmbește, mă! Ghiță Pășcălău mă duce în curtea școlii la evenimentul anului. Salut! 30 de cetățeni din Uniunea Europeană s-au deplasat legal la Dudești ca să educe copiii romi din localitate cu desene și artă plastică din Aluat.
Socoteala de la Bruxelles nu s-a potrivit deloc cu cea din Dudești. Cu 20.000 de euro în spate, străinii au renunțat la programul prestabilit. N-au avut de ales pentru că la acțiunea UE au venit și minoromâni, iar mixtura română-romă în rezultate și-a făcut singură un program eminamente european. Prieten ne prezentăm de prieten de prieten! Au! Au! Vin acum. Da. Ian, ai venit. All right, let me feel. Ceva mai constructiv sunt câțiva voluntari din Islanda, Belgia și Franța care se orientează rapid pe teren și chiar vor să lase ceva în urma lor. Bun. Then you always start like this. Fac un loc de joacă în curtea căminului cultural. Surprinzător, străinii sunt ajutați și de câțiva localnici, inclusiv de șeful țiganilor. To do like this. So it doesn't... All right. Hey. Avem multe detalii. Titlul este Rome Animation, știu, care este un joc de cuvinte, o combinație între animation care înseamnă și care include și romanii și limba și Roma și locația. Eu l-am găsit. Who stay here? Cine rămâne aici, ridică mâna. Ok, come on, come with me. Mă duceți cu Alessandro. La manele treaba merge înainte, non-stop, hip-hop. Bună ziua! Pășcălău, portarul e la datorie, nu mă lasă, chiar dacă din cauza mingii uzate care o cară după el și care e utilizată corespunzător, camera de filmare a recepționat un șut direct în obiectiv. La școală, europenii Sade a reușit să-i convingă pe europenii noștri să facă și altceva decât să o dea cu maneaua. Insistențele sunt răsplătite și câțiva au curiozitatea să deseneze una alta. Învață copii, na, să joacă cu copiii, învață, deci, na, să facă jucării pentru ei, să se distrez. Se distrez. Populația din Dudești Noi a reușit să surprindă națiunea cu un lucru deosebit. Cei de aici au ales cel mai tânăr primar din țară. Au scris ziarele de el unul după altul. Din sat am primit numărul de celular al alesului. Ne-am luat și un steag. Astfel am convocat, să văd minunea. Deosebitul a venit pe velociped. Un alt dudeștean, mult mai sceptic, mi-a dat lămuriri și a făcut lui Alin Nica, primarul, profilul psihologic. În satul ăsta, cel mai tânăr primar este. Deci toată țara,
Nu știu dacă știți asta, este un copil de 23 de ani. Deci al meu are 25 de ani copilul. M-am născut în 1981, 13 martie, o zi cu noroc, eu zic. Dacă luăm un copil cu mintea lui, capacitatea mentală a lui și asta, nu poți să aibă ca unul bătrân. Am absolvit liceul Grigore Moisil din Timișoara. Am continuat cu facultatea de automatică, deci același profil, automatică și calculatoare. Am absolvit anul ăsta. De exemplu, să vă dau numai așa scurt. El la vârsta la 23 de ani și are, din are altă minte, are discotecă, are alte idei, deci să plece undeva, să se deteteze și asta, nu trebuie el să fie... El are idei și lui, care școala lui. Dar el are alte capacitate mentale, care el nu se gândește, doamne, trebuie să fac, să tai butucul ăsta de aici, să but altul. Am luat licența cu 977, deci cu brio. Am avut licența chiar între cele două tururi de scrutin. Deci trebuie să-i dai educație. Am sondat mai întâi opinia publică din sat și tendința covârșitoare era că e necesar un schimb de generații. Nu mai se poate merge cu doar alternanță politică, deci nu mai conta partidul. Oameni noi, necorupți, capabili și tineri în primul rând. Deci el ar vrea să facă ceva și asta. Dacă nu-l ajută cineva de jos și asta, el nu poate să facă oricum. Deci lui îi trebuie un sprijin tot de la cineva bătrân. Mama a fost un pic cam reticentă la început, însă pe măsură ce a văzut că am succes, m-a susținut. Deci dacă nu-l ajut pe copil și nu-i explici ce să facă și cum să facă, chiar dacă o ia de rău sau de bine, deci trebuie să-i dai educație. Cariera merge mai departe, eu o să mă înscriu la un master în toamna acestui an și o să continui și cu un doctorat. Dar un copil are minte altcumva. Instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I bang it on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. Când soarele se duce la nani, plec și eu din Udești noi. Primarul a plecat și el mai devreme acasă să-și bea cana cu lapte și să lucreze la pagina de internet care se cheamă www.dudeștinoi.ro. Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be. Până la sfârșitul anului, oricine de pe glob poate lua contact, e drept virtual, cu cei pe care am lăsat acolo, în Dudești noi. Hear me when I come, baby. Swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Mama was queen of the mambo. Papa was king of the Congo, deep down in the jungle, last I banged my first bongo. Every monkey like to be.
Următoarea deplasare este într-o zi de duminică la Buziaș, un orășel de provincie încremenit în anii 80. Care gravitează în jurul stațiunii balneoclimaterice apusă de mult. Vă voi arăta cu ce se consolează cetățenii în lipsa unui trai decent pe care îl așteaptă de peste 10 ani. De data asta, voi merge cu acceleratul. E dai cu filmul. Dar ce e acolo, Pindar? Sunt la vechi. Dumnezeu să vă ajute.